Drumul spre iad este pavat cu bune intenții. Tot mai mulți românii trag cu urechea și confundă râsul unui copil cu plânsetul sau cred că sărăcia vecinului este sinonimă cu neputința de a-și crește micuții. Așa se face că zi de zi protecția copilului primește reclamații care nu fac altceva decât să țină în loc adevăratele cazuri cu probleme. În plus, părinții greu încercați de grijile lor se mai aleg cu una pe cap. Trebuie să-și justifice sărăcia și dreptul la o viață de familie. S-a mai terminat o zi de muncă pentru Paul. Coboară treptele spre subsolul unui bloc din București. Acolo este casa lui unde l-așteaptă soția și cele două fiice. Cea mică abia a împlinit o lună. Am venit, am căutat de muncă, am căutat și pe la bloc și m-am dus la administrație și a zis că are nevoie de om de serviciu. Mi-a dat ei o cameră, aici era goală, ca să stau, că n-aveam unde să stau. După aia a văzut lumea că muncesc. După un an, lângă el a venit și soția. E mai ușor în doi, chiar dacă familia, care numără 4 membri, trăiește doar cu 170 de lei pe lună. Atât primește Paul pentru că face curat pe scara blocului. Cam dezastru, cum a venit, dezastru, nu știu. Era mizerie cum a venit. Vara mai este cum a este, dar iarna mai greu. Că și, ai că și vara, că nu avem unii să ne spălăm cum a venit. Se chinuie zi de zi să supraviețuiască. Le lipsește doar un acoperiș deasupra capului și două ferestre. Lumea nu-i privește cu ochi buni și nu puțini sunt cei care i-au luat la întrebări despre felul în care își cresc fetele. Dar nu se teme. N-am avut pentru că protecția, în primul rând, copiii sunt îngrijiți. Da. Numai că noi n-avem unde să stăm și n-avem aerisire în cameră, n-avem geamuri. Un bine îl face greu. Nu toată lumea înțelege. La fel ca Paul și Georgiana și alți părinți muncitori, demni în sărăcia lor, dau explicații vecinilor, rudelor și statului pentru că au curajul să își dorească o familie. Din ce în ce mai mulți vecini, oameni care trec, sesizează diverse suspiciuni, pentru că nu toate se confirmă. Atâta timp cât familia se ocupă de copil, copilul are ce să mănânce, are cu ce să se îmbrace, este dus la medic, este sănătos și mai se duce și la școală, pentru că astea sunt condițiile esențiale, locul copilului este în familie. Numai în primul trimestru al acestui an în capitală, un caz din 10 semnalat la protecția copilului a fost doar un exces de zel din partea reclamantului.